O fetiță din Slatina, elevă la George Poboran, este suspectă de gripă, după ce rezultatul testului rapid a fost pozitiv. Starea copilului este bună, neimpunându-se internarea acesteia. S-a prezentat o pacientă în vârstă de 6 ani, care frecventează colectivitatea a George Poboran, respectiv în clasa pregătitoare B, cu o simptomatologie compatibilă cu gripa. Motiv pentru care s-a efectuat un test rapid pentru gripă, care ulterior a ieșit pozitiv pentru virusul gripal tip B. Cazul a fost luat în evidență de către Direcția de Sănătate Publică OLD și proba a recuperată pentru a fi trimisă pentru confirmarea cu laboratorul la Institutul Cantacuzino București. Autoritățile sanitare au intrat în alertă după ce trei sferturi dintre colegii fetei nu s-au prezentat astăzi la școală, invocând o stare de sănătate precară. Ancheta epidemiologică declanșată a scos la iveală că situația creată se datorează dorinței părinților de a-și proteja copiii. Pacienta face parte dintr-o clasă cu 28 de elevi, din care în cursul zilei de astăzi s-a constatat un absenteism de peste 50%, cu mențiunea că la triajul efectuat cu o zi înainte, elevii erau prezenți și nu prezentau simptome de gripă. Absenteismul nu este dovedit prin documente medicale, ci ca o măsură de protecție luată de părinți în relație cu situația epidemiologică creată. Ieri, autoritățile județene au confirmat primul caz de gripă sezonieră din această iarnă. O femeie din Slatina, cadrul medical, a fost diagnosticată cu gripă de tip AH3. Pacienta se află internată la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Slatina.